ministrul sănătății Vlad Voiculescu a fost amendat de Poliția Capitalei după ce a fost surprins de jurnaliști fără mască de protecție în Parlament. Detalii are colega mea Andreea Georgescu. Andreea, te ascultăm. Poliția Capitalei a luat astăzi decizia de amendare a ministrului sănătății cu suma de 1500 de lei pentru nepurtarea măștii de protecție într-un spațiu public. I-a fost comunicată lui Vlad Voiculescu sancțiunea contravențională decisă de Poliția Capitalei ca urmare a apariției în spațiul public a acestor imagini surprinse de jurnaliști pe holurile Palatului Parlamentului, acolo unde Vlad Voiculescu inițial a fost surprins stând singur pe un fotoliu, după care discutând cu un alt bărbat care purta mască de protecție, ba chiar salutându-se. Vlad Voiculescu a spus că era într-o videoconferință prin telefon și că și-a dat masca jos pentru a putea comunica mai bine, dar și pentru a bea apă. Și-a cerut însă scuze, a recunoscut că a greșit, că ar fi trebuit să poarte masca de protecție, ba chiar a cerut să fie sancționat conform legii. Ieri, un alt ministru, Raluca Turcan, titularul portofoliului de la muncă, a fost de asemenea amendat pentru o abatere similară, cu o amendă ceva mai mică însă, 500 de lei, cea minimă prevăzută de lege, după ce cu ea și cu alte persoane au apărut fotografii în spațiul public de la o acțiune de împădurire. Într-o parte din aceste fotografii, Raluca Turcan nu avea mască.